și m-am gândit că trebuie să informez și Consiliul Europei, și anume un alt comisar pentru drepturile omului, Thomas Hamberger, pentru ca să aduc la cunoștință ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, și am solicitat să ne facă o vizită în Republica Moldova pentru a susține apărarea drepturilor omului în țara noastră. Eu sper că va ține cont de problema noastră și înaltul comisar al drepturilor omului va susține Republica Moldova și prin intermediul acestei persoane vom încerca să facem un dialog cu autoritățile locale, un dialog constructiv pentru în interesul cetățenilor, desigur. Sesizarea noastră care a fost făcută de către doamna avocat parlamentar Tamara Plamădeală la Curtea Constituțională, deocamdată a rămas fără niciun răspuns. Curtea are la dispoziție un termen legal de 6 luni de zile. De asemenea, ne exprimăm regretul că judecătorii Curții Constituționale nu au reușit să studieze cele 3 pagini de sesizare și nu au reușit să dea până în momentul de față un răspuns. De asemenea, trebuie să menționăm că... Cel puțin că este acceptată sau respinsă sesizarea. În pericolul cel mai mare, care de fapt este și motivul, scopul sesizării făcute la Curtea Constituțională, este că este posibilă cedarea subsolului acestui teren. Iar, după cum bine știți, teritoriul național se compune din subsol, spațiu aerian, spațiu acvatic și terenul. Prin protocol adițional a fost cedat doar terenul. Acum... Traseul. Terenul de 18 hectare, 7,77 km. Acum partea ucraineană solicită... Bine, spațiul aerian nu este nevoie, nu verifică nimeni acolo. Solicită subsolul. În cazul în care se va ceda și subsolul, în opinia noastră, în opinia mea, noi nu vom avea niciun argument juridic la Curtea Internațională de Justiție de la Haga pentru a revendica acest teren înapoi, în suveranitatea statului moldovean. În opinia mea, acest tratat trebuie din start recunoscut ca neconstituțional, însă din motive juridice noi nu putem face sesizarea Curții Constituționale pe aceste două articole, articolul 1 și 3, în care se prevede că statul este indivizibil și 3, că teritoriul este inalienabil, din motivul că acest drept l-au doar deputații, guvernul, Bașcanul Găgăuzii, alți subiecti cu drept de sesizare a Curții Constituționale. Noi, ca avocat parlamentar, putem seziza doar pe articolele 27 aneat 1 și 46 aneat 1. Încălcarea dreptului la liberă circulație și încălcarea dreptului la proprietate. Din păcate, nu s-a găsit în momentul de față niciun deputat care să sesizeze Curtea Constituțională pe aceste două articole foarte importante, 1 și 3. Consider că prin protocol s-a cedat foarte abil terenul, dar s-au cedat și toate atributele suveranității. Adică toată acea jurisdicție care noi am enumerat-o în multe rânduri, controlul rutier, arestarea persoanelor, transportarea și deșeurilor inclusiv toxice, practic a fost cedat în favoarea Ucrainei. Iar în ceea ce privește subiectul privind palanca contra Giurgiulești, din punct de vedere juridic, nu există niciun document care să prevadă schimburi de teren, semnat, ratificat de către oficiali și parlamentele celor două țări. Deci, speculațiile la acest subiect rămân doar speculații juridice, politice.